viitoare. În ceea ce privește tariful la apă, după cum cunoașteți dumneavoastră, se discută subiectul tarifului la apă și canalizare la, la Agenția Națională de Reclamare Energetică deja de un an de zile sau un an și jumătate. Acolo este luat în calcul nu acest contor. Acest contor va reprezenta economia din proiectul european de 63 milioane euro și poate vom reuși să avem o economie într-atât de mare încât integral din proiectul european să-l facem. În proiectul european sunt 63 milioane euro. Aceste 63 de milioane de euro trebuie prevăzute în cifra de afaceri sau cum spunem, în planul investițional al Apă Canal pe următorii 10, 15, 20 de ani. Și tariful la apă se ia în considerare având în vedere investițiile care urmează a fi făcute la stația de epurare, la stația de pompare, la stația de tratare, la rețelele de apă și canalizare din municipiul Chișinău, vreo 200 de kilometri. Dar stația de epurare este cea mai mare investiție, circa 30 milioane euro. Credeți-mă că aceste contoare nici nu se văd în toată această investiție de 63 milioane euro. Ați auzit că în total sunt 8, deci valorează 10-12% din valoarea totală. Prin urmare, o eventuală creștere a tarifului la apă nu poate fi influențată de aceste contoare. Decât foarte, foarte puțin, nesemnificativ. Ci de investițiile care urmează a fi făcute la stația de epurare și în toată regia de apă și canalizare.